Multe întrebări au rămas fără răspuns în urma ultimului scandal iscat în privința pariurilor. 10.000 de români care au pariat online în perioada 11-30 septembrie la o cunoscută casă de pariuri și se confruntă acum cu probleme serioase. Riscă sancțiuni deoarece casa de pariuri a activat în România în acea perioadă fără licență. Mai exact, statul român a acordat firmelor de pariuri online care nu aveau acreditare în România o perioadă de grație până pe 10 septembrie, pentru ca apoi să se treacă la suspendarea tranzacțiilor până primeau eventualul OK din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Dintre toate casele aflate în culpă, unul dintre cei mai mari actori în domeniu la nivel mondial a permis clienților să joace în continuare, încălcând în acest fel protocolul cu reprezentanții statului. Cei care au pariat online în intervalul mai sus menționat riscă acum sancțiuni potrivit digisport.ro. Reprezentanții ONJN, Odeta Nistor și Tudor Simota au acordat un interviu în care au încercat să clarifice situația în care se regăsesc cei care au pariat online în perioada 11-30 septembrie. Am avut cel puțin 5 întâlniri cu reprezentanții casei de pariuri. În decizia comunicată se subliniază faptul că licența intră în vigoare de la 1 octombrie 2015 conform legii. Avem documente semnate de reprezentanții acestora în care își asumă faptul că au înțeles și cunosc prevederile legale în domeniul jocurilor de noroc în România. Operatorii aveau obligația de a informa jucătorii dacă dețin sau nu drept de operare în România. Legea specială se coroborează cu prevederea generală și prevede sancțiunile respective. Inspectorii noștri invită la sediu jucătorii care au jucat în perioada 11-30 septembrie pentru a stabili situația individuală a fiecăruia. Contravențiile există, legea a fost încălcată și trebuie să aplicate sancțiunile. Vă asigur însă că ținem cont de situația fiecărui jucător în parte și vom acorda avertismente celor cu rulaje mici. Vorbim aici de rulaje până în 4-5.000 de euro. Cunoaștem sistemul foarte bine, dar operatorii fac bani din aceste rulaje, afirmă reprezentanții ONJN.